În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioasă Părinte, Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, îmi vine să încep cuvântul de învățătură de la acest lucru. Nu se poate uita niciodată privirea unui om cu minte așezat, a unui om care stă foarte aproape de Dumnezeu, a unui om în care Hristos viețuiește. Cred că toți am avut această experiență la un moment dat, când aflându-ne în fața cuiva, ne-am oprit din ritmul nostru obișnuit, am fost cuceriți fără să ne dăm seama de ce, pentru că nu e vorba sau nu era vorba doar de o personalitate care să impresioneze prin cultură, prin modul în care vorbește sau prin realitățile văzute pe care le-ar fi săvârșit, ci pur și simplu, stând în fața lui, ai simțit lăuntric că acest om e altfel, e altcineva, nu se aseamănă cu ceilalți. Și sentimentul pe care l-ai avut e acela de a te așeza lângă El, poate chiar la picioarele Lui, fără să-i spui mare lucru. Doar să-L privești, fără să aștepți mare lucru de la El. Poate nici măcar un cuvânt, doar să te bucuri de privirea Lui luminoasă, de privirea Lui altfel. În Cartea Patericului, ne este și relatată o astfel de întâmplare când la Ava Antonie, la bătrânul Antonie, mergeau frații mai tineri. Așa era obiceiul duhovnicesc de a merge să ceară sfat de la un om al lui Dumnezeu, un om înțelept, un om frumos, dar din alte perspective, nu printr-o lectură estetică, pur și simplu. Și mereu și mereu printre aceștia care mergeau să-i ceară sfat, era un frate care nu zicea nimic. Pur și simplu se uita la el. Și la un moment dat bătrânul l-a și întrebat: tu nu vrei să întreb nimic? Și el i-a răspuns: nu, părinte, mie îmi este destul să te văd. Privirea omului lui Dumnezeu te odihnește. Și noi de cele mai multe ori n-avem nevoie de cuvinte multe, ci avem nevoie de odihnă. Și stând în fața unui astfel de om, simți cum te pătrunde, simți cum te îmbrățișează, simți cum te ascultă, simți cum te odihnește și fără să facă nimic în acest sens. E omul în care trăiește Hristos. De ce am făcut toată această introducere? Pentru că are legătură strânsă cu fragmentul Evangheliei pe care tocmai l-am ascultat. Cu primele două versete, în mod special. În care ni se vorbește despre faptul că este un luminător al trupului care este ochiul. Un luminător, o candelă a trupului care este ochiul. Și zice mai departe, dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi curat. Dacă ochiul tău este murdar, tot trupul tău va fi spurcat. Înțelegem de aici că nu e vorba pur și simplu de ochiul fizic, bineînțeles, ci e vorba de privire. Și nici când zic privire, nu e vorba pur și simplu de modul în care cineva se uită la tine. Ci privirea înseamnă modul în care cineva exprimă raportul dintre ceea ce are în lăuntru și ceea ce este în afară. Pentru că ochii până la urmă, ochiul până la urmă, are și valoare simbolică. Să și spune, dacă vrei să-l cunoști pe un om,
te uiți la ochii lui. Dacă are ochii limpezi, omul acela este bun. Dacă are ochii întunecați, îți faci o impresie care nu este foarte departe de adevăr, fie și numai prin a privi la ochii lui. Dacă ochiul tău este curat, sau sub altă traducere, dacă ochiul tău este simplu, sau dacă ochiul tău este sănătos, atunci tot trupul tău va fi sănătos. Dacă ochiul tău este murdar, dacă ochiul tău este bolnav, dacă ochiul tău este complicat, atunci tot trupul tău va fi complicat. Și vei avea o perspectivă, o vedere strâmbă. Și zic încă o dată, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ochiul, de fapt, este o fereastră prin care noi ne manifestăm partea noastră cea mai lăuntrică. Și care este partea noastră cea mai lăuntrică? Inima. Ochiul este interfața inimii, ca să mă exprim într-o terminologie modernă. Ochiul este interfața inimii. Dacă în inima ta se află lucruri bune, atunci ochiul exprimă aceste realități și le caută în afară. Dacă lucrurile se întâmplă al minteri, la fel, raportul pe care îl avem, privirea pe care o avem înspre afară este una distorsionată, una murdărită, una nesănătoasă. Așadar, inima, de fapt, este centrul vieții noastre spirituale, lăuntrul nostru, care se manifestă în afară prin ochi. Și Evanghelia ne confirmă acest lucru, pentru că un verset mai înainte de fragmentele acestea rânduite pentru duminica de astăzi, ne și spune așa că unde este inima ta, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și mai zice, putem zice și invers, unde este inima ta, acolo este și comoara ta. Adică nu e vorba pur și simplu, încă o dată subliniez, de ochiul pe care noi îl vedem, ci de fapt de privirea care se realizează venind dinspre înăuntru, înspre în afară. Și acum, mergem un pas mai departe și încercăm să înțelegem mai bine cum inima, prin ochi, prin privirea înspre cele din afară, se descoperă. Și că vrând nevrând, noi ne descoperim înspre cele din afară, înspre cei din afară, prin modul nostru în care vedem realitatea, prin modul nostru în care citim lumea înconjurătoare. Dacă în inima noastră este pace, vom căuta pacea în afară. Dacă în inima noastră este dragoste, vom căuta motive de dragoste și mai mult în afară. Dacă în inima noastră este bunătate, vom căuta bunătate și vom observa bunătate în afară. Și alminteri se întâmplă la fel. Dacă în inima noastră este neîmpăcare, este frustrare, este supărare, vom căuta mereu în afară evenimente care țin de această realitate, lucruri care pot să ne întrețină această realitate pe care noi o trăim în inima noastră și mereu și mereu, în toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, noi vom vedea ceea ce avem în inimă. Ziceam în cazul acesta, frustrare, nemulțumire, ai căuta pe cei vinovați, a judeca, a căuta răul, a citi realitatea sub această formă. Și înțelegem și mai bine ce vreau eu să spun acum, făcând un exercițiu de imaginație. Dacă luăm 5 oameni care trăiesc același eveniment, bun sau rău, și întrebăm la sfârșit care este opinia lor, cum au înțeles ei acest eveniment, vom primi 5 răspunsuri, dacă nu 100% diferite, oricum destul de diferite între ele. Pentru că lectura asupra realității, asupra evenimentului, încă o dată zic, se face după ceea ce avem noi în inimă. Și ce ne facem dacă în inimă descoperim că nu avem ceva care să ne bucure? Sau oricum, ceea ce aflăm în inimă
ne nemulțumește. Și subliniez acest lucru. Dă, Doamne, să ne nemulțumească. Dă, Doamne, să simțim cu pocăință în inimă ceea ce suntem cu adevărat. Noi, oamenii care ne dorim să fim ai lui Dumnezeu, noi înșine ne surprindem uneori, pe noi. Când stând față în față cu o situație, avem anumite simțiri și anumite gânduri și ne exprimăm în felul acesta. Oare cum se poate să gândesc așa? Chiar eu să gândesc în varianta aceasta. Vezi pe un om care trăiește o anumită realitate, face un rău și îți vine să faci nu știu ce sau te supără și ești în stare să acționezi într-un mod în care tu nu te mai recunoști pe tine însuți. Și zici, Doamne, dar ce-i cu mine? Ei, acest lucru, această stare, de fapt, ne descoperă ceea ce noi suntem în inima noastră. Pentru că noi nu suntem una și aceeași persoană în afară și înăuntru. În afară ne dorim să fim într-un fel, ne dorim să fim oameni cum se cade, ne dorim să facem o impresie bună. În schimb, înăuntru nostru s-ar putea să trăim alte realități foarte contradictorii care să ne ia, ziceam, prin surprindere și pe noi înșine. Nu ne panicăm. Pentru că Domnul a venit pentru cei păcătoși, dimpotrivă. Încă o dată zic, dă, Doamne, să simțim în inima noastră păcatul, răul, răutatea, dispoziția înspre ură și toate celelalte sentimente negative pe care noi le trăim, să le simțim cu toată ființa noastră. Pentru că dacă le simțim cu toată ființa noastră, atunci o să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că ne este frică de noi înșine atunci când ne descoperim cine suntem. Și de aceea, din nefericire, zic în varianta cealaltă, noi fugim mereu și mereu de inima noastră. Fugim de ceea ce avem înăuntrul nostru. Pentru că nu ne place. Și pentru că ne provoacă o stare de rău. Nu este confortabil să te întâlnești cu tine, cel care judeci, cel care gândești rău, cel care face rău, cel care minți, cel care ai fi dispus la o grămadă de lucruri pe care ceilalți nici nu le-ar putea bănui. Și acestea de unde pornim toate? Din inimă. Din centrul nostru cel mai adânc. Și de aceea zicem în Psalmul 50, pentru că este reacția omului care se simte păcătos. Ce zicem în Psalmul 50? Inima curată zidește întru mine Dumnezeul. Concluzia negativă la care ajungem că în inima noastră nu suntem așa cum am vrea, se transformă într-o rugăciune și rugăciunea face minuni. Pentru că Hristos a venit pentru noi, pentru cei păcătoși. N-a venit pentru cei care se arată într-un fel. Fac expoziție înspre cele din afară, într-un anumit mod, în așa fel încât, ziceam, să-și atragă, dacă nu admirația, oricum un respect și o cinste care să le crească stima de sine. Hristos a venit pentru cel care cere ajutorul și care îi spune, am greșit, Doamne, dar am nevoie de Tine. Și acum revin la ideea cu care am început. Dacă noi înăuntrul nostru avem toate, trăim toate aceste lucruri, și realitatea pe care o vedem în afară, o citim în aceeași termen. Și lumea de acum se vedește întru cele rele, întru ascunsul inimii. Pentru că dacă deschidem televizorul, sau internetul, sau mass media, dar ce să zic mass media? Zic noi, dacă ne întâlnim doi, trei, cred că o parte consistentă din discuțiile noastre și din preocupările noastre înseamnă a discuta despre rău, a identifica răul, a judeca, a critica, a pune pe celălalt la colț. Ceea ce avem în inimă, aceea căutăm în afară. Și mai zic încă un lucru la care să fim atenți. A căuta în afară, să judecăm pe ceilalți, este o radiografie pentru noi, sau ar putea fi o radiografie pentru noi, a faptului că noi înșine facem răul.
și că fugim de judecata personală. Când îl judești pe celălalt, nu te mai judești pe tine. Când cauți răul în celălalt, nu mai cauți răul în tine, ca să-l identifici și să-l vindeci. Când îl urăști pe celălalt, de fapt tu trăiești în ură în sufletul tău. Și îți găsești motive ca să-ți alimentezi tot ceea ce tu trăiești în lăuntrul tău. E darul lui Dumnezeu și faptul că, proiectând în afară ceea ce noi trăim în inimă, putem să înțelegem de fapt cine suntem noi. Alminter nu putem. Fugim de noi înșine. Și zic acum cel de-al doilea pas. Chiar dacă vedem și ne descoperim altfel de cum ne-am dorit, să nu ne temem, că de aici începe mântuirea. De aici începe lucrarea pocăinței. De aici, aici este locul unde Dumnezeu vine. Aici este locul unde Dumnezeu vine pentru că aici este momentul în care noi cerem ajutorul. Încă o dată zic, când noi ne descurcăm prin propriile noastre mijloace, noi cerem ajutorul. Și revin. Privirea, ca să dăm o notă pozitivă și foarte practică cuvântului de astăzi, privirea se educă. Adică, perspectiva asupra vieții poate să fie transformată, poate să se schimbe. Și cum facem acest lucru? În primul rând, să fim atenți la susurul inimii noastre și să vedem ce ne spune inima. Dacă ne dovedește că suntem într-o cele drepte sau într-o cele strâmbe. Iar dacă suntem într-o cele strâmbe, atunci de aici să pornim și să conștientizăm că nu stăm bine. Iar în al doilea rând, conștientizarea în consecință ne provoacă la atenție sporită. La atenție din două perspective. La atenție cu noi înșine, să nu ne mai grăbim. Să luăm seama la ceea ce suntem, la ceea ce spunem și la ceea ce facem. Și în al doilea rând, dacă e vorba despre ochi, ochiul să devină stabilă pentru mizeria pe care o putem lua din afară. Ochiul să fie filtru și să lăsăm să intre doar cele frumoase, pentru că dacă intră cele frumoase, cele frumoase rămân în inimă. Și își fac să lași acolo. Inima este un recipient. Dacă lăsăm să intre cele rele, cele rele își vor face casă în inimă. Trăim într-o lume a vizualului. Totul se bazează pe vizual. Și de cele mai multe ori, subliniam acest lucru, vizualul nu este purtător de frumos și de bine. Ci vizualul distorsionează privirea, tulbură ochii. Dar noi putem face câte ceva. Putem să punem stabilă. Și cred că dacă e vorba de înfrânare în această lume, prima formă de înfrânare este înfrânarea ochilor în așa fel încât inima să nu mai fie lăcașă al celor rele. A ne înfrâna, așa cum înțelegem și etimologic, înseamnă a ne pune limite, a ne pune stabile și a înțelege ce ne face bine și ce ne face rău. Și lucrul acesta îl zic mai ales când vine vorba despre educația copiilor. Pentru că ei sunt cei care mereu și mereu stau față în față cu imaginea, cu vizualul. Și ceea ce primesc acum le va condiționa viața mai târziu. Pentru că le se statornicește în inimă. Și mai târziu inima le va dicta într-o cele din afară, într-un comportament pe care ei îl vor avea. Așadar, Evanghelia de astăzi ne aduce aminte și ne sublinează, ne pune în față această chemare de a ne curăți inima pentru a avea o privire frumoasă, limpede, odihnitoare. Și mai facem un lucru. Ne așează niște criterii prin care să putem cunoaște lumea lui Dumnezeu și cele ale lui Dumnezeu. Și aceste criterii au un frunte, au un centru, privirea omului frumos, care ne indică
apartenența și familiaritatea lui cu cerul. Acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Acolo unde este inima ta, acolo va fi și comoara ta. Și mai adaug atât, cuvântul cu care se încheie fragmentul evanghelic de astăzi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Amin.